Oamenii de afaceri se întâlnesc la TVR Internațional. În anii 20, cetățeanul german Gustav Banner decide să înființeze la Sebeș o mică afacere în producția de șosete. După 1989 devine Cicerom. De-a lungul anilor, societatea a beneficiat de fonduri de investiții care s-au concretizat în utilaje și tehnologii noi. În 2012, firma din Alba câștigă un program complet de rebranding care a adus o imagine modernă mărcii. În prezent, 30% din producție merge către export. De la simpla realizare de piese de schimb pentru utilaje și instalații în 2002, la fabricarea de produse și echipamente complexe pentru industrii diverse, inclusiv în concepție proprie, în 2017, drumul a fost lung, dificil, dar nu imposibil de parcurs, recunosc reprezentanții Technomet din Buzău. Accesarea unui proiect european de 1 milion de euro în 2014 a avut ca rezultat creșterea numărului angajaților la peste 210 persoane. Așadar, în această ediție vă spunem povestea celor două companii din județele Alba și Buzău și vorbim despre corelarea programelor de formare prin învățământul profesional și tehnic cu cerințele pieței muncii. Rămâneți alături de noi! Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii noastre. Ediție care n-are cum să debuteze decât transmițând condoleanțe familiei regale pentru pierderea suferită, atât de ea cât și de noi. Cu tot acest necaz, fără doar și poate, veți vedea o emisiune frumoasă, o emisiune în care, indiferent pe ce meleaguri ale lumii v-ați afla, veți regăsi locuri natale, veți vedea cam ce s-a mai întâmplat între timp, iar cu ajutorul unui alt invitat, veți vedea și cam ce se întâmplă cu rudele care au rămas în țară, dacă au șanse să învețe, să progreseze, pentru că știți bine că în anumite domenii, în ultima perioadă, n-au mers lucrurile foarte tare. Dar se îndreaptă totul. Să vă prezentăm invitații, doamna Zoica Vlăduț, director adjunct al Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, Ministerul Educației Naționale. Bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație! Cu mult drag! Domnul Constantin Ispir, director general Cicerom Sebeș Alba. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Și domnul inginer Horia Șerbu, director general Technomet Buzău, administratorul, practic. Bună seara. Bună seara, bine ați venit și dumneavoastră. Mulțumesc. Ne-am întors ieri, azi noapte, pe la 12 noaptea, din Chișinău, unde gala premiilor TVR Moldova a fost un vis, o performanță greu de egalat. Și la un moment dat am trecut prin Buzău dumneavoastră și deși era foarte târziu, parcă era ziua. Da. Nici n-aveai loc să mergi. Da, da, într-adevăr. Asta ce înseamnă? Că oamenii de acolo o duc bine, că există producție, că există activitate, da. Molurile erau deschise, ceea ce înseamnă că zona aceea... Lumea multă pe stradă, cu mașini. Ceea ce înseamnă că e bine, nu? Binișor. Pentru Binișor. Buzău dintre orașele care s-a dezvoltat. Bine, da. Da. E, de ce, domnul Șerbu, sunteți în această afacere? Și de când? În această afacere sunt din 2002, în luna februarie, imediat după privatizarea unei firme de stat la care am lucrat și la care, la un moment dat, nu a mai fost dorit și nici eu nu mi-am regăsit acolo pacea. Și într-o lună am înființat această firmă, am luat în chirie vechiul Elif al județului Buzău, o hală. Am avut norocul cu un întreprinzător care va deveni ulterior și acționar principal și care mi-a pus la dispoziție un an de zile fără chirie, fără nimic și ceva mașini unelte vechi, dar bune. Țin să vă spun că
contrar mormanului de fiare vechi la care se refera cineva mai de mult, imediat după Revoluție. Dar care duce bine și în ziua de azi. Așa, da. Am făcut treabă cu ele. Iar mașinile unelte vechi le-au făcut pe cele noi, pe care le-am reușit să le cumpăr cu ajutorul unor fonduri europene. Iar în Buzău situația e destul de bună din punct de vedere al joburilor, pentru că sunt firme noi apărute, cum este și Tehnometru, care are peste 200 de angajați, cum este și Metal Sometu, cum este și fabrica nouă de parbrize. Și mai sunt. Mai sunt și pe linie. Am filmat și cu recuperarea, cu banii, recuperarea materialelor reciclabile, cum ziceam, da, pe vremuri. Da. Dar acum există industrie peste industrie în lume care nu trăiesc decât în așa ceva, doar la noi. Pentru că s-a spus despre cei trei ieri, s-a săturat lumea și n-a mai vrut, în condițiile în care nu suntem atât de bucați încă să aruncăm tot. E, la dumneavoastră, la Buzău, există un an de cele mai bune firme din țară. Știu. Și în domeniul ăsta. Și asta. Da. La Cicerom, Seveș Alba, cum e? Din ce motive ați ajuns acolo? La terminarea facultății, Institutul Politehnic din Iași, în 1989, am luat repartiție, soția fiind în zonă, am rămas și m-am stabilit acolo în zonă. În cadrul societății, firma noastră există de 90 de ani, am primit în acesta 90 de ani de la prima șarjă de producție. Construcția ei a început în 1925, primul lot de marfă pe poarta fabricii a ieșit în 1927 și toți considerăm că este anul de naștere al societății. După 90 de ani, la ora asta, funcționăm cu 320 de angajați, producem aproximativ 10 milioane de perechi de ciorapi, pe care îi distribuim atât în piața internă cât și la export. Frumos! Ei, cu doamna discutăm puțin mai încolo, sper să nu se supere că șomezi în prima parte a emisiunii. Aș ruga pe doamna regizor Apostol să difuzeze primul reportaj. Universitatea Politehnică București, alături de specialiști din Spitalul Universitar Elias, Societatea de Ingineria Sistemelor și compania Corner, au realizat Relieve, un sistem mecatronic 3D unic în lume destinat pacienților cu probleme motorii cauzate de diferite afecțiuni, în special cele produse de accidentul vascular cerebral. Alături de aceștia, un rol important l-a avut Tehnomet din Buzău. Expertiza profesioniștilor buzoieni pe parte de proiectare și implementare a arhitecturii mecatronice a dus la reușita proiectului. Despre această companie și secretele lucrului bine făcut, discutăm în minutele următoare. De la simpla producere de piese de schimb pentru utilaje și instalații în 2002, la fabricarea de produse și echipamente complexe pentru industrii diverse, inclusiv în concepție proprie, în 2017, drumul a fost lung, dificil, dar nu imposibil de parcurs, recunosc reprezentanții companiei. Efortul managerial a fost orientat către îmbunătățirea permanentă a calității activităților, armonizarea relațiilor dintre societate și clienți, dar și între membrii echipei. Până în prezent, Tehnomet a trecut prin mai multe etape de dezvoltare. Simultan cu diversificarea fluxurilor și extinderea spațiilor de producție, numărul angajaților a crescut, depășind 210 persoane. O parte dintre ei sunt în companie de la înființare, alții au venit pe parcurs, au învățat la locul de muncă și au rămas. Aceștia din urmă reprezintă nucleul de tineri, cei care operează pe centre cu comandă numerică, scriu programe, supervizează diferite activități. Domeniul meu e operator CNC, zis și strungar. De învățat am învățat aici, în firmă, în Tehnomet. Meseria am făcut-o și în liceu tehnologic. Practica tot așa am făcut-o ca strungar. Mi-a plăcut. Și am să continui. E aici e totul altceva, totul e automat. E mult mai simplu la automat. Pe zi ce trece tot înveți câte ceva. Vreau să progresez, vreau să ajung și mai departe, gen și operator și pe mai multe mașini. Să învăț mai mult, mai multe. Din ce în ce mai greu
să găsim oameni calificați, de aceea noi îi calificăm aici la locul de muncă și îi pregătim. Probă practică scrisă, noi învățăm cam de la zero îi luăm. Pregătim strungari, frezori, operatori CNC aici, după cum se vede, și cursurile sunt ținute de formatorii instruiți. Încercăm să angajăm tinerii care termină liceul în special. Școli profesionale, din câte știu, nu prea mai sunt, nu se mai pregătesc strungari. Chem un contract cu ei în momentul în care sunt apți pentru curs. Semnează cu noi un contract de muncă pe 5 ani de zile. Deci ei nu au voie să plece de la, să părăsească compania, pentru că noi îi pregătim și rămân angajații noștri. Pe partea de controlul calității, pe partea de măsurători, pe materiale, pe partea de instrumente, pe partea de amecistică, eu m-am ocupat cu acești tineri. În decursul celor 6 ani de când sunt aici, mulți copii s-au perindat pe la noi, au învățat, unii au rămas, alții au mai plecat, au plecat la o firme mai mari, dar marele nucleu a rămas în cadrul acestei societăți. O parte vin pregătiți, că au ceva noțiuni de bază din perioada liceului, alții o luăm de la zero cu ei și în decursul pregătirii lor chiar s-au dezvoltat. Prin aceste cursuri i-am și calificat. Pentru a fi performanți pe o piață mereu în schimbare, este nevoie de investiții. Accesarea unui proiect european de peste 1 milion de euro în 2014 a avut ca rezultat creșterea cifrei de afaceri. Activitatea Tehnomet a fost gândită integrat, fapt ce oferă flexibilitate în abordarea comenzilor. Vorbim despre zone distincte destinate designului și construcțiilor de structuri metalice, secțiuni sudate, construcții civile, industriale și rurale, componente și piese de schimb, piese mecanice. Gama de produse realizată își găsește aplicabilitatea în industria constructoare de mașini, chimică, a cimentului, metalurgică, dar și în agricultură sau medicină. Din portofoliu fac parte reductoare și carcase metalice, rame, axe, roți dințate, forjate, rezervoare, tancuri sub presiune, schimbătoare de căldură, transportoare, dispozitive de ridicare. Acestea ajung la partenerii din România, precum ArcelorMittal, Bunge, Michelin, Mechel, Petrom, Saint-Gobain, dar și pe piața externă în Italia, Germania, Belgia. Foarte frumos, foarte frumos și avem, știți, sunt anumite televiziuni care nu fac altceva decât să critique și să spună că nu se întâmplă nimic în țară. Eu cred că i-aș invita să se uite pe acest canal, să vadă că noi din două săptămâni prezentăm astfel de lucruri, toată lumea e încântată, numai unii după la noi nu află. Cum ați ajuns la aceste performanțe, domnul? Prin foarte multă muncă, Cerbu. Pentru că am intrat pe piață cu firma în 2002, când deja oamenii s-au stabilizat în diverse locuri de muncă și așa mai departe și am început să adun oameni. Am avut întâi un angajat, pe urmă 4, pe urmă 8 și pas cu pas tot ce am muncit și ce am câștigat am reinvestit aproape în totalitate. Asta și faptul că am fost consiliat de acționarul principal, care este domnul Constantin Ghiveci și care este administrator la Metal Somet și care mi-a trasat așa niște linii directoare, având o experiență cu 10 ani înaintea mea. Am avut și momente de disperare, de deznădejde, foarte greu, a fost mai ales la început, până am pus pe picioare, pentru că era o firmă nouă, fără istorie, fără mașini performante, a trebuit să inventez, să fac colaborări ca să pot să ajung să mai cumpăr mașini. Și pas cu pas am cumpărat mașini și am salvat de la mormanul de fiare vechi, care a ajuns în oțelările din Turcia, sau prin țări ca Liban, Pakistan, India. Foarte multe mașini au plecat din țară și mașini unelte românești foarte bune. Deci noi am produs în țară mașini unelte de ultimă tehnologie. Deci IMEAB a produs borbecurile mari, făcute în parteneriat cu japonezii, în parteneriat cu italieni. Cu suedezii.
cu suedezii, da. Și am reușit să adun un portofoliu de mașini unelte complexe și diverse, care m-au ajutat să trec și peste criza din 2008-2010. Am mers și pe mai multe planuri, atât pe planuri de construcții metalice, cât și pe planurile de echipamente și mecanisme grele. Și acum continuăm la fel. Am mers pe planul construcțiilor metalice mari. De exemplu, în București, aici, construcții mai mari, am mers în promenada Mall. Totemurile publicitare de la Piața Sudului sunt făcute de Tecnomet și am mai făcut aici niște supranățări de blocuri tip construcție metalică. La Buzău, 2 ani de zile am muncit la abatorul Ilex. Așa, și am reușit să căpătăm o experiență lucrând și cu multe firme străine. Deci am început să avem și o divizie de construcții metalice. Deci noi facem metalul în curte, îl pregătim și plecăm cu el pe teren, montăm, facem halele, montăm echipamentele în interior și dăm la cheie. De asemenea, avem contracte cu mentenanță, cu fabrica de ulei Buzău, cu Suflet Malț, cu Agricover, cu Ursus. Deci, cum a spus și dumneavoastră, Buzău are o industrie diversă. Și textilă, unde sunt firme cu 1000 de femei, dau exemplu. Deci este o combinație destul de reușită în zonă. Iar... Acum vedeți că, în mod normal, într-o astfel de enumerare, ar fi fost să vă întreb cum e cu forța de muncă. Inginerii cei doi pe care i-a intervievat Raluca Amzăr, colega mea, au dat oarece răspunsuri și sigur vom reveni și la dumneavoastră. Dar aș vrea să nu șomeze prea mult doamna Vlăduț și să o întreb cum faceți ca astfel de exemple să fie ajutat și la nivel guvernamental. Pentru că, în esență, ce spuneam puțin mai devreme la începutul emisiunii, că sunt multe exemple când au dispărut anumite meserii, anumite locuri, pur și simplu s-au terminat, a fost și din cauza faptului că n-au ținut cont și că ministerul dumneavoastră n-a făcut peste tot ce trebuie. Au fost privați care au venit și au suplinit, au fost organizații județene care au spus că trebuie să facem și tot împreună cu asta au făcut, dar au fost și alții care au stat pe coadă, precum știți. Înțeleg însă că în ultima perioadă s-au făcut parteneriate public-private, s-au făcut multe lucruri și s-au schimbat multe lucruri și la dumneavoastră în așa fel încât să avem ce trebuie pentru industrie. Așa e? Da, într-adevăr, după 1990, pentru că au apărut multe schimbări în economie, pentru că știm cu toții foarte multe companii, fostele companii de stat s-au închis și acele companii colaborau cu școli profesionale și școlile profesionale erau cele care furnizau forța de muncă pentru companiile respective. Închizându-se aceste companii, sigur că și școlile profesionale și-au pus problema pentru cine mai formăm forța de muncă. Și sigur că au fost multe tatonări, multe schimbări de-a lungul ultimilor ani în ceea ce privește restructurarea învățământului profesional și tehnic, astfel încât acesta să răspundă și să vină, nu numai să răspundă, dar să vină și în întâmpinarea operatorilor economici. Sigur că au fost aceste transformări care pentru anumite perioade de timp au condus la stagnări în ceea ce privește furnizarea persoanelor calificate care să poată să lucreze în diferitele companii. În ultimii ani însă învățământul profesional și tehnic s-a restructurat, s-a revigorat și putem vorbi de faptul că la ora actuală, în acest an școlar, de exemplu, a început să funcționeze așa numitul învățământ dual, care are o bună tradiție în diverse țări din Uniunea Europeană, un învățământ care se organizează la solicitarea operatorilor economici, deci clasele de elevi sunt stabilite atunci când există o solicitare fermă din partea unor operatori economici care doresc să se implice în formarea profesională. Chiar în această perioadă a anului, deci în luna noiembrie-decembrie, luna noiembrie de fapt, a avut loc etapa de prezentare a solicitărilor din partea operatorilor economici la instituția noastră, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, pentru școlarizarea pentru anul școlar următor, 2018-2019.
În această perioadă, inspectoratele școlare au analizat aceste solicitări, au analizat măsura în care unitățile de învățământ care există în diferitele județe pot să răspundă acestor solicitări, pentru că, sigur, sunt niște constrângeri de ordin administrativ, trebuie să se poată constitui formațiuni de studiu care trebuie să aibă un anumit număr de elevi și dacă într-un anumit județ avem numai, să zicem, o solicitare de un electrician sau un confecționer, sigur că pentru o singură solicitare nu se poate organiza cursul și atunci există posibilitatea ca mai mulți operatori economici să se unească și să formuleze aceste solicitări astfel încât să poată să fie organizate formațiunile de studiu care, sigur, pot să fie în învățământul dual formate din cel puțin 20 de elevi și maxim 30 de elevi. Deci o clasă poate avea între 20 și 30 de elevi, poate să furnizeze calificare pentru maxim 3 tipuri de calificări diferite, deci într-o clasă de 25-30 de elevi se pot organiza 3 grupe pe calificări diferite, în așa fel încât să se poată constitui formațiuni de studiu și cu mai puțini elevi față de numărul efectiv al unei clase, care în general este de 25. La unul dintre cei doi intervievați, de la unul dintre ei, am reținut că au găsit forme ca să îi țin așa lângă glie, cum se spune, ceea ce pentru foarte multă lume era o imposibilitate. Spuneau că sunt în Uniunea Europeană și că n-au cum să facă așa ceva. Cum ați reușit treaba asta? Da, e un mic contract cu o tentă notarială care, dacă pleacă, plătesc 2000 de euro. Am înțeles. Din punctul meu de vedere, chiar dacă sunt împotriva curentului european, eu cred că e foarte bine. Pentru că nu se poate. Dacă întrebăm pe doamna director, pe doamna Zoica Vlăduț, sigur, dar nu trebuie să o întrebăm pe doamna ei, că știm și noi. Orice oră costă. Costă școala, costă utilitățile, costă profesorii, costă orele de practică, costă convențiile între dumneavoastră și dumneavoastră, pentru că poți face practică dacă te înțelegi cu o firmă. Poți face o aplicație care să meargă bine dacă există ori astea, să fac ele pe barter. Dar cel mai des și costă. Ori la toate astea, omul vine, învață copil. Învață, te bucuri de el că a învățat ceva, își pune palma undeva și fuge la altul. Gata făcut. Gata instruit. Mergem mai departe și luăm treaba asta și cu facultățile și cu altele, unde dezastru este și mai mare. Și unde acolo chiar ți se spune lege europeană și la revedere. Sigur că nimeni nu se-ți bate pentru că nimeni n-a dat banul. Ai dat banul tu, ca un stat prost, care n-ai știut cum să o faci, te-ai pregătit să scoți oameni pregătiți, și îmi cer scuze pentru repetiție, ai făcut tot ce e posibil să demonstrezi că școala la tine nu s-a dărâmat și că e bună, și când să te bucuri de ceea ce ai făcut, de investițiile pe care, din puținul pe care l-ai, tu ai făcut ca să-ți meargă bine copilului tău și să fie ca lumea, foc ți-le altcineva. Nu e normal. Greșeți, doamnă? Se întâmplă. Sigur, nu greșiți, dar totuși, având în vedere că suntem în Uniunea Europeană și că libertatea de circulație a forței de muncă este un principiu de bază, acest lucru nu se întâlnește în alte țări. Și vorbesc aici de țări precum Germania sau Austria, unde există învățământul dual foarte dezvoltat și unde acolo se consideră că dacă un cursant a fost pregătit de o anumită companie, compania respectivă este recunoscută de comunitate, îi crește prestigiul și este într-adevăr o onoare să fii participat la formarea profesională a unei persoane. Cred că în cazul companiei de la Buzău, acolo dumneavoastră am înțeles și din reportaj că ați pregătit forța de muncă prin sistemul de formare continuă a adulților. Deci nu e vorba de sistemul de formare inițială pe care îl organizează Ministerul Educației. Pentru că în cadrul Ministerului Educației, învățământul dual este organizat pentru persoane, pentru copii, pentru elevi,
care sunt încă în învățământ obligatoriu. În învățământul dual se înscriu absolvenții ai clasei a 8-a. Ei sunt în învățământ obligatoriu până la sfârșitul clasei a 10-a, până la sfârșitul clasei a 11-a, pentru că, de fapt, învățământul dual durează 3 ani. Acești elevi parcurg discipline de cultură generală care sunt obligatorii pentru toți elevii din învățământ obligatoriu și, în plus, sunt formați din punct de vedere profesional în parteneriat cu una sau mai multe companii. Ponderea pregătirii practice este substanțială în învățământul dual ca și în învățământul profesional. 20% din timpul petrecut de elevi în instruire practică în clasa noua, deci instruirea practică reprezintă 20% din programul de pregătire în clasa noua, în clasa 10-a 60% și în clasa 11-a 72% din timpul programului de pregătire poate să fie organizat în companie. Deci compania are posibilitatea să participe din plin la formarea profesională. La final, eu cu firma suntem într-un parteneriat pentru învățământul dual începând acest an cu clasele de 20 de elevi și foarte bine a subliniat domnul Burtea faptul că în momentul când termină cei 3 ani, ei nu sunt obligați să rămână. În schimb, noi avem o serie de obligații, să asigurăm pregătirea materială, spații adecvate, mentori, echipamente, toate astea, plus o bursă lunară de 200 de lei. Iar la momentul când termină, după 3 ani de zile, nu au nicio obligație. Și avem obligația să scoatem un post, să le asigurăm un post de lucru. Gândiți-vă numai când există două companii cu același profil într-o localitate. Cineva investește banii, 3 ani de zile, cineva la urmă vine și oferă. Eu pot să-i dau un salar de 2000 de lei, cineva spune, îți dau 2200, pentru că timp de 3 ani n-ai investit nimic. Și atunci poate să pluseze cu 200 de lei, să-l atragă pe acest candidat, să vină să-l ia gata pregătit. Da, lucrurile acestea se pot întâmpla. Să ne oprim puțin totuși și discutăm după aia, pentru că am început să apară telefoane de la telespectatori, ceea ce pe noi ne bucură foarte tare. Din Israel, un prieten al emisiunii noastre și al țării noastre, domnul Freddy Meir, ne transmite condoleanțe poporului român pentru pierderea suferită prin trecerea neființă a regelui Mihai și mulțumim tare mult. 2. Spune așa, Republica Moldova, cu părere de rău, nu trebuie să fie o altă țară. Și nouă ne pare rău, domnul Freddy Meir, pentru că am înțeles, de exemplu, că acum ministrul apărării de la dumneavoastră din Israel este venit din Republica Moldova și țara aia e țara noastră. Oamenii aia sunt frații noștri. Dar, în fine, la gala despre care vă vorbeam, în același timp au fost alte două mari evenimente, dar mari, organizate de televiziunile private a lui Plahovniu, care este un colos, este un magnat și care are bani să îngroape multă lume dacă ar vrea. Au organizat aceste două evenimente, tot cu televiziuni mult mai cunoscute și mai mari decât TVR Moldova, care este sucursala noastră, cum ar veni, și evenimentele propriu-zise, pentru că eu am tot timpul pe masă un anunț care spune că emisiunea noastră de 3-4 săptămâni de zile, cu ajutorul tehnicului, IT-ului de la noi, este pe Facebook și ne găsiți oriunde, oricând, a fost monitorizată prin prezența pe Facebook. Cele două evenimente au însumat în jur de 60.000 de like-uri, Moldova având puține milioane de oameni și IT-ul nu a intrat peste tot. Iar gala noastră a avut 95.000. Păi te bați cu niște coloși care au două televiziuni și două evenimente mari și însumate ei n-au decât două treimi din cât am avut noi acolo 60 de oameni cât are televiziunea. Dar vă spun, atât de frumos a fost spectacolul, gala, Dida Drăgan, Cena cu Flacăra, mulți cântăreți, mulți actori, mulți artiști, de cea mai bună calitate. Iar spectatorii, elită, vârf, o frumusețe, de drag. E, sigur că domnul Freddy Meir are dreptate. Așa e, dar deocamdată așa se scrie istoria, dar probabil că împreună a trebuit să o schimbăm. Punctul 3, domnul Meir, Freddy zice așa, felicitări pentru emisiune. Mulțumim. Păcat că această emisiune nu este tradusă în limba engleză. Se uită multă lume la acest program, cu toate că nu știe limba română. În Israel recepționăm câteva canale românești, iar TVR Internațional este
de departe cel mai bun, numai bine. Mulțumim mult pentru aprecieri. Vreau să vă spun că în urmă cu ceva vreme, după cum probabil ați văzut, excelența sa, domnul doctor Zvika Herman Berkovici, medicul personal și oficial al primului ministru Netanyahu, a fost la noi împreună cu distinsa lui soție Elisabeth Berkovici și în echipa respectivă era și un general în rezervă, cu care mă înțelegeam foarte bine, și care la plecare mi-a zis: Sorin, nu vrei să-ți dau niște ziare, niște reviste românești din Israel? Și pe principiu că toată lumea zice: Doamne, dăm, nu Doamne, iam, le-am luat pe toate. Ce am constatat când le-am început să le răsfoiesc? Cele mai frumoase programe, cele mai mari, cele mai adevărate erau ale TVR Internațional. Indiferent de revistă, indiferent de ziar, pagini întregi erau dedicate canalului nostru, cu emisiuni, cu sumare pe care noi nu le avem în România. Păi cum să nu te uiți la oamenii ăștia ca la frații tăi? Cum? Da. Domnul Petru Baci din Toronto. Mai țineți minte când mi-am pierdut eu degetul în urma accidentului, cât m-am bărbătat de tare? Să vă țină Dumnezeu sănătos. Zice așa: cu mare tristețe am primit vestea trecerii în neființă a maestății sale regele Mihai. Sunt un mesager al tuturor românilor de aici și prin mine trimit condoleanțe. Sunt alături de tăți românii care au avut speranță și încredere în domnia sa, regele Mihai. Voiam să vă dau o altă veste tristă. Anul trecut mi-a murit soția. O, Dumnezeu să o odihnească. Multă sănătate vă doresc și putere de muncă. Un Crăciun fericit și un an nou cu bine tuturor. Și dumneavoastră, domnul Baș, să vă dea Dumnezeu tot ce vă doriți, să vă întărească în primul rând după pierdere și să ne revedem de fiecare dată cu drag la emisiuni. Domnul Oprea, Ioan Oprea din Australia, telespectatorul nostru drag, care la această oră este 3 și jumătate înspre 4 și nu se culcă, și spun mereu, nu pentru domnia sa, că domnia sa știe, ci pentru cei care se uită din alte părți, nu se culcă, doar să ne urmărească în direct. Pentru că putea să urmească și mine dimineața la sculare, că noi dăm în reluare. Dar nu, vrea în direct și pentru asta avem încă o dată ai mulțumi. Spune așa: tema abordată în această seară este foarte interesantă. Trebuie să investim în oameni. Practic, oamenii sunt cheia succesului într-o companie. Din păcate, în România sunt foarte mulți șomeri, iar principala cauză a lipsei forței de muncă sunt ajutoarele sociale oferite oamenilor. Mulți se mulțumesc cu suma de bani oferită de stat și nu-și mai caută de lucru. Dinspre zona dumneavoastră, domnul Oprea, din Ardeal, un mare om de afaceri, domnul Blidar, când a venit în emisiune la noi, ne spunea, l-am întrebat, ca om de afaceri, ce-și dorește. Și a spus că asta își dorește, ajutoarele astea să nu mai fie date, pentru că s-ar schimba fața lumii. Ei preferă să primească câteva sute de lei pe stat, acasă, decât să muncească pentru mai mult o leacă. Nu-i normal. Mesaje de pe Facebook. Adriana Stâncă, felicitări pentru emisiunile pe care le faceți. Mulțumim frumos. Antar Butera. Vă urmăresc de mulți ani din Algeria. Succes! Succes și dumneavoastră, să vă dea Dumnezeu numai bine. Ne oprim puțin pentru că vrem să rugăm pe doamna Apostol să mai difuzeze un reportaj. Simple, colorate sau cu imprimeuri vesele, șosetele sunt adevărate declarații de stil. Dacă la început oamenii le purtau exclusiv pentru a se proteja de frig, astăzi importanța lor în modă a devenit indiscutabilă. În minutele următoare vă prezentăm o companie cu o tradiție de 90 de ani în confecționarea șosetelor. Bine ați venit în județul Alba la Ciserom, Ciorapi, Sebeș, România. Cunoscutul brand descrie povestea din anii 20, când cetățeanul german Gustav Banner, care provenea dintr-un oraș cu tradiție în domeniu, vine la Sebeș și decide să deschidă o mică afacere în producția de șosete.
Construcția fabricii începe în 1925, iar 2 ani mai târziu, noua societate va funcționa cu 150 de muncitori și o producție de 210.000 perechi de ciorap pe lună. În 1944, firma a fost trecută în patrimoniul statului român. Apoi, pentru 8 ani, s-a aflat sub administrare sovietică, sub numele de Textila Banat, TEBA. Ulterior, devine din nou întreprindere românească cu denumirea de Fabrica de Ciorap și Tricotaje, Sebeșul, perioadă în care a cunoscut o dezvoltare puternică. După 1989, își schimbă numele în Ciserom și devine 100% privată cu capital autohton. De-a lungul anilor, societatea a beneficiat de investiții care s-au concretizat în utilaje și tehnologii noi. Printr-un proiect de 600.000 de euro obținut din fonduri europene, au fost achiziționate mașini de tricotat electronice, mașini de încheiat și linii de călcat de ultimă generație. În 2012, producătorul din Alba câștigă marele premiu al concursului cel mai promițător brand românesc, respectiv un program complet de rebranding care a adus o imagine modernă mărcii. O altă investiție este crearea unui magazin online, dar și reîmprospătarea site-ului companiei. Dar cum sunt fabricate șosetele Ciserom? O vizită la Sebeș le schimbă total percepția celor care cred că realizarea unui astfel de obiect vestimentar nu e chiar mare lucru, se înșală amarnic. Pentru a ajunge la forma cunoscută, acesta trece prin câteva etape bine definite. Un depozit cu fire în mii de culori, ce așteaptă să prindă viață, și un designer ce construiește sutele de modele, este primul spațiu în producția societății din Sebeș. Prima etapă este tricotarea, atât pe mașini circulare clasice, cât și electronice. În a doua fază, ciorapii se încheie la vârf. Urmează vopsirea și formarea acestora, respectiv călcarea pe forme de aluminiu încălzite cu aburi sau electrice, corespunzătoare fiecarei dimensiuni a tălpii. Ultima etapă este cea de finisare, sortarea și clasarea pe calități, formarea în seturi pe sortimente de culori și desene, etichetarea și ambalarea. Compania produce și vinde anual aproximativ 10 milioane de perechi de șosete, în special din bumbac 100% sau în amestec cu poliamidă, precum și din alte tipuri de fire, pentru nou-născuți, copii, femei și bărbați. 30% din producție merge către export în numeroase țări din Europa, dar și în Israel și Statele Unite ale Americii. În țară, articolele firmei pot fi găsite în rețelele de hipermarketuri, iar fabrica deține 2 magazine proprii, ambele în Sebeș. Ciserom se definește prin tradiția dusă de generații. Familie este un cuvânt cheie des pronunțat în fabrică. Domnul Popa, da? De când lucrați la Ciserom? Anul acesta am împlinit 44 de ani de când lucrez în această firmă. Mi-a plăcut meseria, am rămas, lucrăm în continuare. Am făcut-o cu drag, 44 de ani, vă dați cu seama că o familie, suntem un colectiv integrat. Sunt tineri în fabrică? Mai puțin. Tineretul nu mai vine să se angajeze în întreprindere. Ei au alte vise, alte... Nu mai vine. Cu greu un tânăr mai vine ca să stea 8 ore, să stea 8 ore să muncească în fabrică. Lor le place să umble, să plimbe, să lucreze alte, nu mai este cum fost odată. În prezent, societatea din Sebeș participă la un proiect de învățământ dual, în asociație cu Ministerul Învățământului și Liceul Tehnologic Sebeș, în încercarea de a atrage personal tânăr, mai ales în zona de producție. Ce fabrică frumoasă, ce oameni, 44 de ani, vă dați seama, e o viață.
alții n-ajung să trăiască atâta și el să lucreze acolo și să fie așa de mândru de locul lui de muncă încântător. Pe mine mă legă foarte mult de treaba cu ciorape, pentru că am fost campion la atletism, la Câmpul Lung Muscel, liceu de atletism de acolo, în urmă cu vreo 200 de ani, e drept, dar mă spălam, stăteam la bunica mea, părinții erau la Pitești, și făcând sport, foarte mult sport zilnic, deși, cum vă spuneam, mă spăleam de 3-4 ori pe zi, ajunsesem că dacă te descălțeai așa în timpul zilei pe undeva, în jurul tău s-o filea tot. Că asta era. Și se întâmpla același lucru și cu alți colegi, cu alți băieți, cu alte... Și am nimerit la un campionat și vedea că suntem așa puțin rătutiți și nu știau de ce oamenii. Și unul dintre antrenori mai în vârstă mi-a spus, zice, voi copii, nu trebuie să fie rușine. Voi nu mirosiți. Mirosiți că sunteți tineri, faceți sport, transpirați, iar ciorapii, pe care sunt foarte frumoși, aveam cu Steaua, cu Dinamo, de-aștea, de-aștepți, frumoși. Zice, sunt foarte frumoși, dar nu sunt din bumbac. Și ca atare puteți să faceți și pe dracu. Iem. Și îmi cer scuze de expresie. Zice, tot așa o să mirosiți. Zice, uite că la colțul stadionului găsiți de aia de bumbac. De a doua zi, absolut niciunul dintre noi nu mai aveam problemele astea. Și atunci când văd pe un producător care face din bumbac 100%, chiar mă uit la el cu alți ochi, pentru că acest produs mi-a schimbat viața. Vă dați seama, te descălțai și murea vegetația în jos. Or, nu se mai poate așa ceva, nu-i normal. Felicitări pentru astfel de emisiune. Cum v-ați descurcat și noastră? Mulțumim. În domeniul, că e un domeniu concurențial foarte... Concurențial foarte puternic. Șoseta, un obiect vestimentar nelipsit din garderobă, dar și un accesoriu care dă culoare și personalitate unei ținute și, de fapt, ne exprimă la un moment dat propria imagine. Concurența în domeniu este acerbă. După Maastricht, după libera circulație a mărfurilor, știți și știm foarte bine, piața românească a fost invadată de produse din China, Pakistan, India, mai nou Turcia și chiar Polonia. Este o concurență acerbă. Cel mai greu moment al nostru a fost anul 2009, pentru că în 2008, în trimestrul 4, au început comenzile și contractele care erau semnate pentru piața externă pentru anul 2009. Au început cu luna octombrie-noiembrie să primim mesaje de înjumătățire a comenzilor, pentru că a început să-și spună cuvântul criza. Și atunci am fost nevoiți, sau a fost un moment de răscruce pentru societate. Am spus, ok, facem produse mai ieftine, le putem face mai ieftine cât chinezii, sau rămânem pe ceea ce avem noi, tradiția și calitatea, de, la care nu facem rabat de, iată, 90 de ani împliniți în acest an. Mulțumim. Și mulțumim. A fost un moment greu și cred că la ora asta, împreună cu colectivul și cu oamenii din jurul meu, am luat o decizie corectă, aceea de a nu face rabat de la calitate. Punem pe primul plan calitatea, după aia vedem și prețul ce și cum se poate face în privința lui. Și ați izbândit. Am izbândit. Și peste ani, după trecerea crizei, am constatat că din branșa noastră, care la Revoluție număra vreo 7 producători la nivel de România importanți, am fost probabil singurul cu capital românesc care am depășit această fază fără să intrăm în insolvențe, fără să intrăm în faliment sau în alte faze. Ne-am onorat contractele, plățile către furnizori, către... Bine, s-a lăsat și cu reduceri de personal, este adevărat. A fost un moment foarte, foarte greu. Dar am reușit să depășim această fază. Am înțeles. Haideți să ne oprim doar puțin, pentru că, ia uitați-vă ce citesc eu aici. Ion Iliescu a reacționat după moartea regelui Mihai. Am aflat cu tristețe vestea încetării din viață a fostului suveran al României, Mihai I. Viața sa, într-un secol agitat, plin de violență și de schimbări dramatice, nu a fost nici simplă, nici ușoară. Și-a făcut datoria cu onoare, a luat decizii determinante pentru viitorul țării în condiții dintre cele mai dificile, scrie fostul președinte al României pe blogul său, domnul Ion Iliescu. Da, frumos. Telefonul de la telespectator, domnul Andrei din Israel, prietenul nostru de 17 ani, care știe România de multe ori mai bine decât mulți români, ne felicită pentru emisiune și mulțumim mult. Complimente domnului Sorin Burtea, invitațiilor și întregii echipe. Mulțumim, domnul Andrei. Mulțumim. Și acum spune așa, programele școlare
și numărul de elevi din instituțiile de învățământ profesionale trebuie corelate cu cerințele investitorilor. Să țineți minte ce a zis, că venim după noastră imediat, nu? Ziceți, domnul Inspir. Da, și la fel, la momentul respectiv, am considerat că valoarea unui brand stă și în notorietatea lui, dar poate mai mult stă în calitatea produselor pe care le oferă pieței, le oferă consumatorului. Și am mers pe ideea de a nu face răbat și, așa cum spuneam, s-a dovedit că a fost o alegere reușită. Haideți să ne oprim puțin și să mai rugăm pe doamna Apostol să mai difuzeze. Mai avem două materiale legate de tema acestei emisiuni, după care avem rubrica La zi, pe care trebuie să le dăm și pe acestea, că suntem în întârziere. Dar oricum ar fi, discutăm pe rând, fără probleme. Vă rog. Un serviciu de calitate se construiește în anii, cu răbdare, multă muncă, respect față de client, seriozitate. Ca să te dezvolți, trebuie să investești, să știi să consolidezi o echipă. Astfel de calități le-am descoperit la școala Evelyn Research Center din Timișoara. Nu este greu nimic. Totul este ușor. Mie totul mi-e simplu, pentru că simt eu că le transmit din interior. Asta simt și asta fac. Încerc să fiu autentică și să știți că toate ideile mele de evoluție, de la început din 2006 și până astăzi, au venit de la clienți, de la oameni. Am început cu o afacere mică și oamenii m-au întrebat: dar nu mă poți învăța meseria cu tare? Am stat și m-am gândit, aș putea să învăț respectiva persoană meseria X, însă ar trebui să-i ofer și o calificare. Și uite așa ideea școlii. Sigur, m-am informat, informația e cea mai importantă întotdeauna. Cine deține informația, deține cheia succesului. M-am informat ce am de făcut, am urmat toți pașii, zic eu, corecți. Corecți, fără compromisuri, fără greutăți. Pentru că greutățile vin odată cu compromisurile, cred. Faima școlii de meserii din Timișoara atrage cursanți nu numai de pe plan local, ci și din județele învecinate, Arad, Caraseverin, dar și din țări precum Germania, Austria, Italia și Spania. Locuiesc în Austria de 9 ani, sunt stabilită acolo cu familia. Pe doamna Evelyn am găsit-o inițial pe internet. Am purtat cu dânsa o conversație telefonică, bineînțeles. Din prima clipă pot să zic că m-am îndrăgostit de dânsa. Am venit special în România pentru cursurile la doamna Evelyn. Mi-am făcut un set de cursuri. Eu am un pachet puțin mai intens și sunt foarte mulțumită. Evelyn Research Center asigură cursuri de calificare în 16 meserii. Atât pentru cursuri de bucătar, cât și pentru cele de hairstyliști, cât și pentru cele de cosmetician sau formator, ori ospătar, pizzer și așa mai departe, tinichigiu, vopsitor auto, îngrijitor bătrân la domiciliu, avem cursanți veniți din străinătate sau avem români care pleacă și lucrează în străinătate cu diploma pe care școala noastră o emite, prin CNFPA. Dacă o apostilezi, ea poate fi folosită cu succes, cu brio, recunoscută și pe alte continente. Unde e nevoie să înveți o meserie, cum ar fi aceea de ospătar. Acolo avem colaborări cu restaurante de renume din oraș sau cu firme auto, unde oamenii învață meseria de tinichigiu, vopsitor auto. Avem colaborări pe tot ce nu putem desfășura noi în propriile noastre săli de clasă pentru partea de practică. Pentru că partea de teorie o asigurăm noi aici, în sălile noastre de clasă. Poți avea astfel de rezultate doar cu echipă de profesioniști. Aceștia ne-au demonstrat în scurtul timp petrecut alături de ei că transformă povestea cenușăresei într-una reală. Este vorba de cele trei măsuri pe care le luăm ca să desenăm o formă corectă a sprâncenelor. Aici trasăm de la baza nasului prin colțul exterior al ochiului și ne arată unde trebuie să se termine sprânceana. Și mai sus avem un șubler cu care noi o să măsurăm ce am desenat. Pur și simplu ne trasăm niște liniuțe ca să avem un punct de reper și după aceea trebuie să unim liniuțele ca să formăm o sprânceană corectă. Într-un final este arta, trebuie să avem și simț artistic, trebuie să înțelegem bine ce dorește clientul, dar toate se pot învăța. Dacă bazele cursului sunt foarte bine puse la punct,
toți elevii pot învăța fără excepție, să tundă, să vopsească, să facă diferite împletituri, cum ar fi acesta, de exemplu. Și nimeni nu pleacă neînvățat. Doar dorința de a învăța și ambiție. Este greu la început, dar făcând o dată sau de două ori, putem reuși. Atragerea fondurilor nerambursabile a fost un pas firesc în dezvoltarea companiei. Am accesat fonduri europene care să ne ajute să ne desfășurăm activitatea, mai ales în domeniul înfrumusețării, pentru că pe partea de practică, deci acolo unde e nevoie de exercițiu, avem nevoie și avem în continuare de aparate profesionale, lucruri scumpe, trebuie să fim tot timpul în trend. Și atunci am accesat fonduri europene ca să cumpărăm acele aparaturi, să le deținem și elevii noștri să poată să învețe. Datorită experienței acumulate în cei 8 ani de activitate, proiectul Școlii de Meserie Evelin va continua spre învățământul post-liceal. Doamna director, cum se leagă modalitatea aceasta de a educa, de a instrui, cu ceea ce faceți dumneavoastră? Da, ceea ce s-a prezentat anterior este iar un curs de formare continuă în cadrul unei școli particulare, care reprezintă un sistem un pic diferit de ceea ce se face în școlile publice, în școlile Ministerului Educației Naționale. Deci în formarea continuă, formatorii au posibilitatea să-și facă propriul lor curriculum, propriile programe școlare, pornind în general de la standarde ocupaționale, pe diferite ocupații în care intenționează să facă formarea. În cadrul sistemului public, în învățământul profesional și tehnic, programele școlare sunt elaborate la nivel național, dar operatorii economici au posibilitatea să intervină, de exemplu, în învățământul dual și în învățământul profesional. Sunt cuprinse 24 de săptămâni de practică comasată pe durata celor 3 ani de pregătire profesională, iar pentru această durată, operatorii economici împreună cu unitățile de învățământ elaborează programele școlare în funcție de nevoile și de tehnologiile pe care le au în cadrul companiilor. Deci, curriculumul în formarea inițială este format dintr-un curriculum național, care este valabil în toate școlile, dar și din curriculum în dezvoltare locală, care reprezintă sau care presupune implicarea foarte puternică a operatorului economic în a decide ceea ce învață copilul la locul de muncă. Am înțeles. Într-o perioadă determinată, clar, de stagii de pregătire practică care se organizează în fiecare an școlar. Dar nu cât. Deci nu ca și timp. Adică se poate mări timpul de practică. Timpul se poate mări, bineînțeles, pe baza contractului de pregătire practică individual pe care dumneavoastră, operator economic, îl încheiați cu elevul și semnat, bineînțeles, și de unitatea de învățământ și de părinte sau tutorele legale ale elevului. Dacă cu acordul elevului și al unității de învățământ se poate prelungi perioada, sigur că puteți să faceți acest lucru dacă școala și elevul, respectiv părintele, sunt de acord. Da. Am înțeles. Vă rog să ne mai oprim puțin și să rugăm din nou pe doamna regizor Apostol să mai difuzeze un reportaj. Parteneriatul între companii și unitățile de învățământ este una dintre soluțiile adaptării sistemului educațional la cerințele reale ale pieței forței de muncă. O instituție care a înțeles să colaboreze cu societățile de profil și care pregătește viitorii specialiști din domeniul aviației este Colegiul Tehnic de Aeronautică Henri Coandă din București. Colegiul nostru tehnic de aviație pregătește tehnicieni de aviație și tehnicieni instalații de bord ca absolvenți ai liceului de 12 clase și de asemenea mecanici de avion și lăcătuși structuriști în domeniul aviației în cadrul învățământului profesional de 3 ani. Amândouă diplomele sunt recunoscute în Uniunea Europeană. În cadrul atelierelor se fac ore de practică
Și de asemenea, în școală, în cabinetele tehnice se fac ore de laborator și o parte din orele de practică se fac la partenerii noștri, la Tarom, la Romaero și la Blue Air, cu care avem convenții de practică. Încercăm să elaborăm un proiect pentru dotarea atelierelor cu niște mijloace moderne, specifice din aviație și de asemenea să realizăm un schimb de experiență între elevii noștri, profesorii noștri și elevii și profesorii unui grup școlar, colegiu similar din Franța, patronat de Airbus. Lucrez cu școala profesională Henri Coanda pe un proiect de dezvoltare a formarei aeronautică. E un proiect foarte interesant, e un proiect de echipa, echipa de direcție și echipa de profesori. Proiectul nostru este să dezvoltarea formare profesională pentru industrie aeronautică. Am elaborat un proiect Erasmus Plus pentru formare profesorii ingineri și am renovat atelierii pentru dotarea lor cu echipament modern. Corelarea programei de învățământ cu evoluția tehnologică este un aspect care intră în preocupările cadrelor didactice de la Liceul de Aviație din București. Noile standarde au fost elaborate în legătură strânsă cu foarte mulți agenți economici din toată țara. Și era normal să se întâmple așa ceva, pentru că vechile standarde de pregătire profesională au fost elaborate cu mai mulți ani în urmă, 2003-2004. Cei care sunt la liceu tehnologic au, conform planului cadru, au de efectuat stagii de pregătire practică, asta înseamnă 5 săptămâni sau 4 săptămâni, respectiv la clasa 12-a, vor primi adeverințe de practică, care sunt foarte importante pentru portofoliile personale ale elevilor, din care, din aceste adeverințe, reiese faptul că ei au efectuat practică un anumit număr de ore, 60 de ore, atâtea, așa, plus că se face o evaluare, unde sunt niște criterii de performanță pe care copiii au trebuit să le îndeplinească. În fiecare an școlar se reînnoiesc aceste parteneriate, protocoale de colaborare. Avem cu Romaero parteneriat pentru două clase, o clasă de liceu, tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, și o clasă, clasa 11-a, școală profesională, este an terminal. De anul acesta s-a schimbat metodologia de absolvire a școlii profesionale. Ei vor obține, în urma unui examen, vor obține calificarea de lăcătuși, construcții, structuri aeronave, vor beneficia de ultimele 6 săptămâni de școală, vor beneficia de practică la locul de muncă, la Romaero, iar la sfârșitul acestor săptămâni de practică, conform metodologiei, vor susține examenul de absolvire la agentul economic. Tehnicienii aviației, pe profilul meu, sunt de mai multe specializări, fiecare și-a ales atestatul. Eu mi-am ales partea de motoare, turboreactoare, propulsoarele. Și eu aș vrea să mă îndrept și către partea de bord, aparatura de bord, partea electrică. Am făcut practică la Tarom, 2 săptămâni, 60 de ore și a fost super frumos, o experiență unică. Niște ore vechime aș vrea să le fac în țară, să văd și cam cum este la firmele Tarom, Romaero, să văd și eu cum procedează fiecare în parte. Iar dacă nu merge, pot să mă duc și în afară. Am făcut practică la Tarom. Vreau să fac facultatea de la Politehnica, pe aerospațială, și să mă și angajez în domeniu. Cei de acolo au spus că au nevoie de oameni. Sunt mulți oameni la o vârstă foarte înaintată care trebuie să iasă la pensie și au nevoie de forță de muncă. Au spus că dacă doresc să mă angajez acolo sau să încerc, mă primesc cu brațele deschise. Mă gândesc pentru primul plan să lucrez în România timp de vreo 5-6 ani și după un timp minim de acomodare să plec în străinătate.
Ați văzut? Bagă banul, învață, sacrifică școală, educație, tot ce vrei. Că e stat mic și mai puțin dezvoltat precum alții, dar învățământul e bun. E foarte bun. E printre cele mai bune din Europa. Așa criticate, cum știu unii să o facă. Dar cu toate astea, pleacă băiatul repejor, că de... Telefoane de la telespectatori, doamna Adriana Stâncă, mesaj pe Facebook, domnule Sorin Burtea, când faceți o emisiune referitoare la legea chiriei, care ar trebui să dea șomerilor care muncesc la distanță mai mare de 50 de kilometri. Deocamdată nu ne-am propus, dar dacă ne ziceți dumneavoastră, poate. Zice așa, în Timișoara muncim și plătim chirii fără să ni se facă contracte de închiriere. Ba mai mult, proprietarii nu plătesc impozite la fisc, dar nouă ne iau garanții înainte și dacă vrem să plecăm, nu ne mai înapoiază banii, cui să ne adresăm? Nu mai suportăm, nu e corect, am dat bani și nu pot să-i mai recuperez. Unde este dreptatea? Noi muncim departe de casă, de copii. Vă rog, faceți ceva pentru noi. Cred, doamna Adriana Stâncă, că în primul rând ar trebui să mai dați un mic telefon sau un SMS sau ceva și să ne dați numărul dumneavoastră unde vă putem găsi, ca să intrăm în detalii și să vedem cum vă putem ajuta. Fără doar ce poate, nu asta este situația în care trebuie să vă complaceți. Florentina Dinu, felicitări ție și echipei și sunt foarte mândră că odată am făcut și o parte din această familie. Florentina Dinu este o fostă colegă de-a noastră, după cum v-ați dat seama, Flori, cum îi ziceam noi, sau eu îi ziceam Flocirica. O fată frumoasă, o fată deșteaptă, o fată cu mult, mult, mult bun simț. O colegă care, atunci când a trebuit să plece după soț în Spania, noi am regretat foarte mult. N-am mai regretat pentru că era și bolnăvioară când am înțeles că anumite lucruri s-au recuperat și că tratamentul din Spania și vremea de acolo i-a făcut bine și ne-am bucurat foarte mult pentru ea. De ceva vreme este de meserie bunică, pentru că, deși e tânără, are niște nepoței frumoși și dorim să-i trăiască, să bucure de ei. Și este foarte, foarte bine. Ca atare, ne bucurăm că Dumnezeu i-a dat atâtea lucruri, dar, în același timp, ne pare rău că ne vedem foarte, foarte rar. Domnul Lucian Pârvan, din Germania, care ne este foarte drag, telespectator, spune așa, din păcate, doamna Andronescu a desființat școlile profesionale, asta e problema. Acum nu mai avem specialiști și trebuie să luăm forță de muncă din China, Thailanda, India și Pakistan. Dar nu știu cât de instruiți sunt aceștia, că multe mașini sunt foarte performante. Domnul Pârvan, știți că nu v-am contrazis niciodată pentru că știu că sunteți foarte documentat. Partea însă cu doamna Andronescu nu este așa. A fost la noi în emisiune, a spus-o și în direct de mai multe ori, s-a jurat și pe propria familie după ce a ieșit din emisiune și mi-a spus, domnul Burdeanu, nu știu de ce mi s-a pus mie eticheta asta, eu n-am nici înclin, nici mânecă cu așa ceva. Dar despre treaba cu Thailanda, cu China, știu că în același timp sunt foarte mulți specialiști care se opun ca noi să aducem, inclusiv ministrul Olguța Vasilescu, care a spus că deocamdată nu e cazul să dăm drumul la forță de muncă din străinătate să vină la noi, pentru că încă sunt români și pe acest canal puteți să verificați că știți bine pe unde sunteți, sunt oameni care vor să vină acasă. Au făcut un ban, au făcut un cheag și sigur nu vor să rămână cu locuri blocate pentru că aducem noi după nu știu unde. Revenim la domnul Șerbu. Mai ziceți-ne ceva despre fabrică, mai ziceți-ne ceva despre tehnologie, mai ziceți-ne ceva despre cum să îmbină lucrurile, pentru că mai avem vreo 20 ceva de minute și ne oprim. Și mai avem și reportaj. Da, mulțumesc. Deci am construit această fabrică în sensul dezvoltării capabilității întreprinderii fabricii să poată executa o multitudine de lucrări. Repere, produse. Produse, atât. Deci să începem cu metalurgia, unde facem fel de fel de piese de schimb, dar și echipamentul complet. Grupuri de role, reductoare, mijloace de transport interne, tamburi, de benz. Pentru industria cimentului, iarăși, foarte multe lucrări. Pentru industria alimentară, de asemenea, ne-am axat. Pentru industria petrochimică. Am făcut în așa fel încât să putem să integrăm în fabrică orice tip de produs care are metal în el.
Avem și colaborări. În sensul ăsta mai cumpărăm piese turnate, cumpărăm piese forjate, laminate. Aveți și una dintre cele mai bune forge din țară, la Rometesa, parcă, nu? Nu, e la Forja Rotec, da, se cheamă. Da, care aparține de Rometesa, de grupul mare, din câte știu. Nu, este separat. Deci în țară la noi sunt două forje, cea de la Buzău Bună și cea de la Câmpina. Le știu pe amândouă. Da. Și laminate, aici la capitolul laminate, faptul că industria noastră nu mai e ce a fost, toate laminatele, cel puțin de calitate, se aduc de afară. De la Beller, de la Thyssen, de la Krupp. Am înțeles. Și... Haideți să lăsăm și pe domnul Ispir, da, să mai zică ceva. Ia ziceți. Cum e cu ciorapii? Cu ciorapii. Care sunt ultimele noutăți în domeniu, ca să zic așa? Ultimele noutăți în domeniu sunt mașini de tricotat care scot produsul gata încheiat. După cum ați văzut și în filmulețul de prezentare, există faze distincte la ora asta, tricotatul, încheiatul, vopsit, călcat și finisatul. Este una din, sau unul din naturile pe care am putea, la care am putea, să spun așa, apela și noi pentru a rămâne în continuare competitivi. Aceste mașini cu încheiere automată, care reduc costurile pe flux cu aproximativ 15-20%. Ținând cont de competiția acerbă care există și, normal, creșterea salariilor care apare de la an la an. Noi am făcut, zic eu, aproape tot ce ne stă în putință pentru, cu dotările care le avem acum, pentru a duce performanțele în ceea ce privește productivitatea la un maxim posibil. În continuare, numai investițiile în utilaje. Am înțeles. Hai să ne oprim puțin și să rugăm pe domnul Apostol să difuzeze prima rubrică la zi. Creșterea performanțelor mediului de business prin dezvoltarea oamenilor a fost tema ediției cu numărul 30 Kaizen Manager Club, desfășurată la București. Cu această ocazie am aflat care este percepția celor care modelează caractere în spiritul japonez al îmbunătățirii continue față de disponibilitatea românilor de a se adapta acestui stil de muncă. Am fost în peste 50 de țări de-a lungul vieții mele și cred în continuare că românii au o extraordinară capacitate de inovare și în același timp și de rezistență. Atitudinea de a îmbunătăți. La asta lucrăm noi aici, în care mergem cu ei. La crea atitudinea de a conduce oameni spre îmbunătățire. Și asta nu poți să o faci decât dacă lucrezi bine în echipă. Avem oameni foarte buni, dar ca valori izolate, forța lor de expresie și rezultatele obținute sunt limitate. Trebuie să știe să lucreze în echipă. Noi lucrăm prin tehnicile pe care le aplicăm spre a dezvolta valoarea lucrului în echipă, performanța lucrului în echipă. Filozofia îmbunătățirii continue prin învățare și schimbare este implementată în România atât de multinaționale, cât și de societăți cu capital autohton. Kaizen-ul pentru mine înseamnă un partener care să mă ajute să țin tineretul în țară, să pot să ofer copiilor mei, în principal copiilor noștri, să rămână în România. Să le oferim un mediu plăcut, un mediu corect, un mediu curat, în primul rând, de a lucra, de a-și trăi viața, de a-și petrece clipele cele mai frumoase în România. Eu asta am moștenit de la bunicul meu și aș vrea să rămână așa. Cu toate că mai sunt anumite aspecte nu atât de curate, dar noi, dacă suntem perseverenți, o să reușim să le oferim acestor tineri o țară minunată. Excelența sa, ambasadorul Japoniei în România, domnul Ishii, a cerut să ne mai viziteze încă o dată, împreună cu 25 de oameni marcanți din domeniul business-ului japonez. Eu cred că le-au plăcut sufletul nostru, cred că le-au plăcut autenticitatea noastră, le-a plăcut curățenia noastră sufletească.
Angajarea tinerilor este una dintre prioritățile companiilor prezente la 30-a sesiune Kaizen Manager Club. Avem un program de internship pe care firma Electro Alpha îl are de mai bine de 4 ani, în care în fiecare vară aducem de la universitățile din zonă Iași, Suceava, studenți în practică în timpul verii, unde să se familiarizeze cu domeniul de activitate, să înțeleagă ce facem, cum arată practic ceea ce ei învață și văd doar teoretic în timpul anului normal. Deci da, este un capitol foarte important. Iar în ultimii 4-5 ani, media de vârstă a început să reîntinerească în firma electronică. Eu am făcut un internship într-un departament de schimbare al unei companii mari și la finalul lui am simțit că doresc să mă implic în aceste metode de schimbare, în aceste procese de schimbare din cadrul companiilor, însă simțeam nevoia de mai mult. Simt nevoia în mediul în care suntem social de mai multe schimbări. Iar atunci când am avut această prezentare la facultate, la noi, am spus că vreau să încerc. Și atunci am aplicat la un program special de-al nostru, iar acum sunt aici și sper să aduc cât mai multă valoare pentru viitor. Lucruri deosebite, ați văzut ce înseamnă performanța, iar Kaizen înseamnă performanță peste tot. Doamna director, mai ziceți-ne câte așa, telegrafic, câte un lucru, ce mai vă lăudați bun în domeniul acesta. Ca să ne facem o idee despre cum evoluează învățământul dual, aș vrea să spun că pentru acest an școlar 2017-2018 acest învățământ s-a organizat la solicitarea aproximativ 220 de operatori economici, iar pentru anul școlar următor avem solicitări de la peste 6.000 de operatori economici. Deci deja dezvoltarea este absolut uimitoare. Aș vrea de asemenea să spun în legătură cu reportajul de mai înainte, colegiul Henri Coandă, că acest colegiu este implicat într-un parteneriat într-adevăr cu Franța și în cadrul acestui parteneriat elevii de la Henri Coandă, 30 de elevi de la liceul Henri Coandă vor merge anul viitor într-o mobilitate timp de 3 săptămâni la o școală parteneră din Toulouse. Și în același timp, elevi din Toulouse, de la acea școală de aeronautică, vor veni în România pentru a face acest schimb de experiență. Da, foarte interesant. Doamna Apostol, sunteți pe recepție? Ia uzi ce zice Harnaj. Fundația Institutul Internațional de Tehnologie și Economie Apicolă a lansat volumul omagial Veceslav Harnaj, personalitatea care a transformat apicultura românească într-o forță mondială. Un an în urmă, eu mă aflam la Cluj-Napoca, la un târg de produse apicole. Am întrebat pe mulți dintre cei prezenți, vă citesc din introducerea cărții, care erau vânzători, producători sau cumpărători, dacă știu cine este Veceslav Harnaj, numele acestuia fiind scris pe etichetele multor produse apicole expuse. Tristețea mea a fost foarte mare când am realizat că aproape nimeni nu știa despre cine era vorba. M-am gândit atunci că este datoria mea, ca nepoată directă a profesorului inginer Veceslav Harnaj, om de geniu al acestei țări, să-l aduc în fața celor care nu l-au cunoscut. Citind această carte, veți cunoaște un om deosebit, foarte inteligent, blând, bun, cu iubire de oameni și de albine. Să construiești acum 50 de ani o industrie organizată după principii private, care să aibă la bază albina, pare incredibil. Cel mai important lucru pe care l-am învățat imediat cum am ajuns aici la profesorul Harnaj a fost perseverența. Într-o zi, m-a rugat să dau un telefon unui demnitar. Am sunat, mi-a răspuns secretarea și mi-a zis tovarășul pe vremea aia, da?
nu este momentan în București, e plecat în străinătate. Mă întorc și spun lui Harnaș despre ce e vorba. Uite, așa a zis azi. Și bine, ești liber. După un sfert de oră mă cheamă din nou. Măi, știi ceva? Sună pe putare. Păi zic că l-am sunat. Și mă, nu, mai sună odată. Și s-a repetat chestia asta cu mai sună odată încă de vreo 3-4 ori. Și m-a ținut până la 7 seara, tot sunând, și eu primind același răspuns. Deja mie mi-era penibil, mă simțeam prost, la ora 7 seara sunt din nou și răspund în voce de bărbat. Sunteți tovarășul... Și da. Profesorul Harnaș vrea să vă vorbească. Bine. Și ne fac legătura. Fără perseverență, fără inteligență, fără a ști ce vrei și să faci totul ca să obții acel lucru pe care dorești să-l realizezi, nu poți să străbați în viață. Și acest spirit de tip capitalist se pare că profesorul l-a posedat cu multă dibăcie. Colega noastră, Elena Popovici, ați recunoscut-o, a fost în străinătate multă vreme, a revenit, ne-a sunat și uitați-vă ce reportaj frumos am făcut. Telefon de la telespectatori, un telespectator și deștept și frumos și de bun simț, Rodica Bucur din Italia, ne zice așa, sunteți minunați și vă doresc mult succes în continuare. Vă urmăresc de fiecare dată cu interes și vă mulțumesc pentru reportajele frumoase și interesante pe care le difuzați. Numai bine! Mulțumim mult, doamna Bucur. Vă vedem și noi pe Facebook toată ziua și ne face mare plăcere știind că sunteți apropiată de noi. Să vă dea Dumnezeu numai bine. Am înțeles, domnule Ispir, că aveți și o nemulțumire. Emisiunile astea sunt pozitive și bune ca să ridicăm aspectele să fie cunoscute și în afară, dar înțeleg că din când în când apar și probleme strâmbe. De exemplu, ajutorul de stat să dă către firmele străine și că firmele românești nu ajung la ele. De ce? Știți cum e într-o economie dinamică, o companie care rămâne complet nemișcată și nu investește, este sortită pe irii. Fondurile care trebuie investite pentru ca să ții pasul cu această mișcare tehnologică atât de rapidă sunt destul de mari. În trecut, eu am ridicat problema și domnului Cioloș la o întâlnire anul trecut. Am spus că de ce se merge cu plafonul atât de mare, la 10 milioane de euro. E domnul care a avut zero absorpție? Noi cred că de acolo trebuia să plecăm. Da. Intrăm noi, că ne da. E de meserie. Eu atunci am ridicat problema la întâlnire, de ce se pleacă de la 10 milioane de euro, pentru că în spate, privind la accesare de ajutoare de stat, numai firmele cu capital străin, care au în afară sucursale, sau aici sunt noi cu sucursale și firma mamă în afară, au potență financiară și pot să vină cu cealaltă parte să pună încă 10 milioane jos ca să facă investiții, sau mai mult. Firmele cu capital românesc nu, cel puțin cum suntem noi în industria ușoară, nu dispunem de atât de mare capital. Acum, nu știu, în urma acelei discuții sau ridicată și de alții investitori, am înțeles că se reduce și se merge până la 500 sau la 1 milion de euro. Așa, dacă ar fi la 1 milion de euro, de exemplu, și noi am fi dispuși și am vrea chiar să investim în anul care vine aproximativ 2 milioane, dacă o să avem acces la acest ajutor de stat. Eu ce vă pot spune, domnul director, că mai avem vreo două ediții, nu știu dacă una nu intră sub incidența doliului, cea de săptămâna viitoare, mai avem încă una ca atare, iar la începutul anului vom da mai mult relor, că așa fac mai toate televiziunile, după sărbători. Condițiile astea, aș propune că atunci când ne reașezăm pe treabă, să vă invit pe TVR1 și să facem o emisiune specializată pe așa ceva, să chemăm specialiști care să ne spună de ce nu vrem să ajutăm și sectorul românesc. De ce ajutăm doar pe cei care oricum au bani? Pentru că banii care sunt și ajutorul care îl dă statul, până la urmă vine de la toate firmele astea românești, private, de stat, sau cum sunt ele, și în special cele private, că cele de stat sunt cu datorii și cum sunt ele, care au cotizat acolo. Toți oamenii ăștia care muncesc în țara asta au cotizat. De ce să nu beneficieze și ei? Ceilalți vin, se împăunează că fac nu știu ce investiții, când de fapt mare parte din bani vin de la statul român. Plus alte facilități fiscale de care noi, ca și investitori români, nu beneficiem. Am înțeles, ne mai oprim puțin și rugăm pe doamna Apostol din nou să difuzeze ultimul reportaj de astăzi seara.
Inteligența autohtonă cucerește Europa printr-un proiect menit să îmbunătățească nivelul de educație al copiilor, adolescenților și tinerilor în ceea ce privește sistemul taxelor și impozitelor. Pentru îndeplinirea acestui scop, specialiștii de la Siveco România au realizat un portal disponibil în 22 de limbi. Este un portal viu, colaborativ, în care statele membre își pot pune propriile resurse specifice culturii pedagogice a statului respectiv. Este un portal care se găsește în toate limbile europene și este un portal care poate să nască idei naționale. De exemplu, Grecia a anunțat pe 21 noiembrie, cu prilejul acestui eveniment de lansare, a anunțat că aceste materiale vor face parte din curriculum național al Greciei pentru copii, pentru școală, pentru învățământul de stat obligatoriu. Am înțeles că se pregătește Ungaria, pentru asta am înțeles că se pregătește Spania, Portugalia, Luxemburg, Bulgaria. Și de ieri am aflat că și România se pregătește să introducă toate aceste materiale în planul cadru. Proiectul a fost implementat sub conducerea Parlamentului și a Comisiei Europene, iar regina festivității de prezentare a fost Taxlandia. Povestea jocului este că un elev care se apucă să joace acest joc este primul ministru unei țări. Unei țări mici cu 4 orașe. Și el trebuie să aibă grijă ca aceste 4 orașe să înflorească. Ce înseamnă asta? Să definească taxele, să le colecteze, să le distribuie. Trebuie să aibă grijă de școli, trebuie să aibă grijă de spitale, de drumuri, de infrastructură, să-și construiască aeroport sau stadion dacă va organiza campionatul mondial de fotbal la anul. Va trebui să aibă grijă să nu sufere populația din pricina inundațiilor, pentru că protece și un râu destul de învolburat. Aparatul matematic din spate determină gradul de fericire al populației în funcție de deciziile primului ministru, determină gradul de ocupare profesională, câți șomeri avem, determină nivelul de criminalitate, determină banii pe care îi avem în sistemul bugetar. Ei, de sănătate, educație, cultură și artă, turism, toate astea sunt gestionabile, business, pentru că și businessul este determinat de politicile statale. Taxlandia este online, se poate folosi online pe portal europa.eu/taxedu, îl găsiți acolo, dar este și pe Apple Store, este și pe Google Play, este, poate folosi oricine pe orice tip de device și este gratuit. Pentru a crește atractivitatea portalului au fost realizate animații. Avem desene animate pentru copii cu un personaj central care se numește Too Cute, pentru că este un robot, este un alien, este un ceva venit dintr-o altă planetă, de pe o altă planetă și care vrea să stabilească în Uniunea Europeană, vrea să construiască niște pantofi cu propulsie și vrea să-și facă o fabrică și să facă treaba asta. Ei, venind în Uniunea Europeană, învață care este mecanismul taxelor, cine plătește și ce se întâmplă cu banii pe care îi strânge, îi colectează autoritățile fiscale din fiecare stat în parte, cum și ce fac cu acești bani. Construiesc școli, construiesc locuri de joacă, construiesc spitale, au grijă de poliție, au grijă de pompieri, autobuzele care circulă și care îi duc la școală. Pe profesori nu i-am uitat, sunt aici cu planuri de lecție, iarăși în toate limbile, cu sfaturi didactice, cu sfaturi pedagogice, cu indicații privind didactica utilizării microclipului la clasă pentru copii mici sau didactica utilizării jocului ca instrument didactic continuu. Domnul profesor, domnul directoare, cum vi se pare un astfel de program? Da, este foarte interesant și Ministerul Educației acordă o importanță deosebită dezvoltării competențelor antreprenoriale ale elevilor, a celor de inovare, de creativitate, dar pentru acest lucru este nevoie de foarte multă formare pentru cadrele didactice și de colaborarea strânsă cu operatorii economici, cu oamenii de afaceri care pot să fie niște exemple viabile pentru toți elevii
de cum să-ți faci propria afacere sau cum să lucrezi într-o companie și să sprijini antreprenorul în dezvoltarea acelei companii. Este într-adevăr o mare provocare pentru sistemul de învățământ și în acest scop se intenționează utilizarea fondurilor europene pentru niște proiecte strategice care să dezvolte competențele antreprenoriale, mai întâi ale profesorilor și, bineînțeles, ca aceștia să fie capabili să dezvolte competențele elevilor. Eu sunt încântat, în primul rând, că Siveco gândește și acționează în continuare pentru români. Sunt încântat că Siveco câștigă foarte, foarte multe concursuri internaționale în acest domeniu. Sunt încântat că în domenii în care firme de înaltă reputație mondială sunt după Siveco atunci când avem concursuri internaționale de anvergură. Partea rea este că din diverse alte motive te trezești însă din când în când cu câte unul care zici asta în condițiile în care cel puțin în domeniul educației cele mai bune și mai mari programe europene sunt ale lui Siveco, care sunt români, firmă românească. Domnilor invitați, ni s-au mai dat câteva minuțele în plus, vreo două, trei, ca atare haideți să discutăm despre perspectivă. Ce ziceți, domnul Șerbu? Cum am spus mai devreme, perspectiva este că, exact ca și domnul director, trebuie să ne tot timpul să ne axăm pe faptul să facem tehnologii noi, să producem lucruri noi, să investim în utilaje. De exemplu, la ora actuală o să cumpăr utilaje noi, dar dacă găsesc și o oportunitate, un utilaj vechi, chiar românesc, cum am cumpărat unul acum de aproape 200.000 de euro, care e de perspectivă. De perspectiva faptului că în România, deja datorită faptului că multe întreprinderi au dispărut, consultoare de mașini, dau exemple multe. Exemplul cel mai elovent a fost că Ghirbița Roșie a venit la Buzău să dantoreze o roată din țat. N-a găsit în tot București. Și să dezvolt. Mai fac o hală ca să pot în așa fel încât să creez o firmă care să continue activitatea. Că să fac piese de schimb, că să fac construcții metalice, că să fac ansamble, să existe în continuare. Asta e perspectiva. Domnule, da, eu două lucruri vreau să punctez, dacă mi-este permis. În primul rând că noi, ca și investitori, totdeauna gândim la maniera că succesul vine din a fi punctual, metodic și consecvent, din a avea alături oameni de valoare și de a fi consecvenți, de a nu abandona prematur, de fapt, ceea ce ne-am propus. Unul din repere și al doilea este că am un of așa mare și mi-l expun și cu această ocazie. Întotdeauna țin la oamenii, la investitorii români, pentru că sunt oameni care au creat locuri de muncă în țara asta, care nu își externalizează veniturile și profiturile, le reinvestesc, creând locuri de muncă în continuare și în condițiile în care mediul economic macro va avea de suferit, niciun investitor român nu cred că își va strânge jucăriile să plece într-o altă țară. Va rămâne aici, la bine și la greu, să cotizeze la statul român, să ofere niște locuri de muncă, mai multe, mai puține, după puterea fiecăruia. Da, păi acum știți cum este și dacă ești chior, și îmi cer scuze de expresie, tot înveți din ce a fost trecută la capitolul criză, când cu ajutorul unui chiar șef de stat, bănci mari, de cea mai mare anvergură, au fost ajutate să-și facă nu știu ce plusuri, ce profituri de mare anvergură, iar ai noștri nu au fost ajutați. Țări puternice, pe cum Franța, au declarat în mod public că trebuie să-și ajute industria să nu crape și ați văzut Renault și a fost ajutat fără niciun fel de probleme, ne ținând cont că tot în Uniunea Europeană eram și noi și nouă nu ni se dădea voie să facem așa ceva și noi puteam să intrăm cu oamenii în faliment, ei nu. Minutele de care vorbeam, bag seama după cum s-au de generic sau ecuizat. Vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiunea noastră. Și noi mulțumim pentru invitație. Și telespectatorilor pentru atenția cu care, dacă ne luăm doar după Facebook și telefoane, sunt destui. Ne bucură treaba asta și rugăm de fiecare dată să rămână pe acest canal, că nu pierde nimeni, nici măcar timpul. Să aveți parte de tot ce vă doriți. La revedere!